iar pe linia albastră scrie pe cele impare, ordonate de crescător. Atenție mare, încercați să lucrați singur, da? Hai, și după aceea verificăm. Melania Antoaneta Sârbu este de 30 de ani învățătoare la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan și are o vechime în învățământ de 40 de ani. Cred că este hărăzit de la domnul să activez într-o anume profesie. Pentru că așa am simțit că mi-este destinul, am rămas să lucrez cu cei mici, pentru că țin la ei, pentru că le văd progresul în activitatea didactică pe care o desfășor, pentru că cei mici îți aduc bucurii, împliniri, îi urmărești apoi în viață și de multe ori ți sunt alături, colegi de catedră, și iarăși este o împlinire și o bucurie. Și sunt multe, multe alte motive. Copiii de astăzi, în general, sunt minunați. Numai că noi trebuie să știm să-i înțelegem, să încercăm să-i cunoaștem, să intrăm în lumea lor ca să putem să le dezvoltăm toate abilitățile de care dispun și să le sădim în suflet acea încredere și dorință de cunoaștere. Îi văd departe! Georgiana Denisa Neagoie este absolventă a Liceului Pedagogic din Craiova, a urmat Facultatea de Economie și după aceea s-a îndreptat spre învățământul primar, mai întâi ca suplinitor în mediul rural și apoi ca titular la Colegiul Național Pedagogic Ștefan Velovan. Copiii mei sunt în clasa a doua și sunt foarte mândră de ei. Și prima generație a rămas în sufletul dumneavoastră? Da, am fost pe la țară, a fost mai greu. Am fost și mai întâi suplinitoare ca toți ceilalți, până am reușit să ajung aici, în Craiova. Chiar la liceul pe care l-ați urmat? Ceva ce nu credeam. Ce are special acest liceu? Păi, în primul rând, acest liceu pregătește tinerii pentru noua carieră pe care o să și-o aleagă, pentru că majoritatea din elevii noștri de absolvenți de pedagogic chiar hotărăsc să rămână la catedră. Ce mai are deosebit? Este o, cum să vă spun, copiii noștri sunt liniștiți, nu sunt ca la alte licee să existe incidente sau, nu știu, probleme de altă natură. Nu. Aici este liniște și armonie. Văd că aveți la clasă și practicanți, adică da, tot elevi la pedagogic, da, la vocațional. Da, fetele sunt în clasa a 10-a la profilul pedagogic. Multe dintre ele spun că nu cred că o să aibă răbdarea necesară să urmeze această carieră. Eu sunt sigură că o să o urmeze, pentru că e suficient să mergi un an la catedră și o să vezi câte satisfacții îți oferă această meserie, să-i spunem așa, de dascăl. În clasa 8-a, când am avut marea decizie și am făcut cunoștință cu majoritatea profilurilor, mi-am ales liceul ăsta în special, pentru că este foarte bine văzut și cotat în Craiova și are niște profesori foarte bine pregătiți și m-a atras mult profesia asta de învățător. După ce o să termin studiile la liceul pedagogic, ce urmează? La catedră. De ce? E frumos, e un spirit liniștit, plăcut și e armonia asta după care multă lume tânjește și nu toți ajung la ea. Încă de mică, înainte de clasa 8-a, când bineînțeles a trebuit să ne alegem ce vrem să continuăm și pe ce profil să ne alegem, am fost apropiată de copii și îi iubesc și îmi place să lucrez cu ei. Și de asemenea consider că acest profil ne ajută, ne oferă multe oportunități. Cum te vezi mai departe?
Păi după terminarea liceului o să îmi continui studiile urmând o facultate și îmi doresc să ajung la catedră, la început ca educatoare, iar mai apoi să profesez și cât se poate de sus. Haideți să vedem! Cine o să iese la tablă la rezolvarea exercițiului 11? Cine vrea să iese la tablă? Patricia, te rog frumos! Da. Haideți să rezolvăm punctul A. Numere mai apropiate de 600 de 620. 600. Da. 604. 605.